Suntem tot pe 13 mai 2021. De data aceasta trecem la concurenta Reginei Roșii, care am filmat-o în filmul anterior. Iar aici avem o matcă neagră cu tendință de roire ridicată. Va trebui să vedem câtă miere. La matca roșie am văzut că am putut să dau la centrifugă o ramă cu miere. Peste o săptămână voi da 3 în funcție de cum e vremea, cum se va goli puietul de pe ramele respective, o să dau la centrifugă. Ia să vedem ce a făcut și negreasa. Matca neagră sau locală, să zicem așa. Consumă și ea uleiul esențial destul de bine. Este important, fiindcă dacă mai dă ăștia pe rapițe cu ceva toxină, le ajută pe albine foarte bine să facă față la otrăvurile care se dau. Și ceara asta construită arată bine. Aceeași lucrare va trebui să o fac ca și la cea roșie. Ea a primit 2 foi. Deci albina care vreau să o obțin, chiar dacă e pe 3 rame, vreau să o obțin pe rame noi, pe cât se poate să fie rame cât mai noi. Pe cât posibil acum, că pentru a obține o albină mai, să zicem așa, mai voinică. Voi verifica și aici partea catul, cum ar veni, deci ăsta se transformă în cat. Prima ramă e destul de grea. Are și aici ceva miere. Începe să o căpăcească. Deci dacă e căpăcită până aici, eu o dau la centrifugă, nu o mai las. Deci jumătate când este căpăcită, o dăm la centrifugă. Eu așa scot mierea. Am scos când era căpăcită toată și în 2 zile era cristalizată. Așa o scot mai repede, se amestecă cu cealaltă și e foarte bună mierea, nu? Nu e nicio problemă, e super bună miere. Bun. Mai ales că nu extrag foarte mult, e bun așa. O mai lăsăm vreo săptămână și cu la măturător. Și se face exact cum trebuie. Bun, deci doar acea ramă o să o scot. Aici avem miere proaspătă. Acum începe să căpăcească. O lăsăm așa. Deci, precum observați, scot o singură ramă de miere. Nu... În funcție de cantitatea care o reușește ea să o adune. Asta e matcă neagră, am văzut că bocili, să văd dacă se vede bine. Mai lăsăm un pic mai jos, așa, să se vadă. E posibil să găsim boci la estea negre, cam așa mă aștept eu. Aceasta nu este și nici nu o să mai fie, fiindcă vor deveni rame care vor fi date la centrifugă și scoase în totalitate. Nu e așa suprapopulat ca matca roșie, nici n-avea cum, fiindcă n-are atâta
n-a avut atâta puiet acolo. Am avut două rame de puiet în plus. Iată, aceste rame negre vor fi foarte ușor îndepărtate datorită izolării reginei. Izolării măcii se vor putea foarte ușor. Sau dacă mai merg, te uiți un pic la ea, vor fi putea date la oată. Vei avea rame goale care vei putea să faci acea lucrare cu a da la matcă spațiu de oa. Da, deocamdată o ținem pe trei rame. Și o să vedeți ce ușor o să înmulțesc eu albina pentru iernare. Voi obține exact atât albina cât doriți. Adică cât mai multă posibil. I-am scos acea ramă cu mâncare, dar vom vedea. Nu bubuie de mâncare. E adus mai puțin hrană, dar o va duce oricum lângă puiet acolo, în zona puietului care mâncare. Și încă nu am toată albină cu legătoare. Acest puiet care a eclozat acum mai durează vreo câteva zile până se va face culegătoare din ea. Nu va scădea populația, fiindcă eu tot la câteva zile, la o săptămână, la 10 zile, vin cu puietul și îl aduc în partea din față. Deci tot timpul îi aduc o ramă cu puiet și țin nivelul undeva la 4-5 rame cu puiet constant. Iată, aducem mâncarea în zona puiet, în zona mai apropiată puietului. Aici e adusă mierea, boci n-avem, dar vom, iată ce frumos a adus aici nectarul. Ok, ce să mai, o duce lângă puiet, uitați aici avem. Puiet. E în regulă. Deci am un control total asupra coloniei de albine și a ramelor. Aici avem încă o ramă cu puiet. Ia vedeți aici ce de cupule a făcut. Dar nu poate matca să o năstea, bineînțeles, că fiind izolată, dar eu totuși le voi verifica așa. Până acum trebuia să fie boci aproape încheiate dacă matca avea acces la ea. Aici avem trântori. O să profit de o chestie acum. N-am ce-mi trebuie la îndemână, dar mă duc să aduc.
văzând atâția trântori acolo, putem face un test antivarouă. Să vedem nivelul de infectare. Iată, aici avem doar trântori în partea aceasta. Hai să văd dacă se vede. Nu? Da, o să se vadă. Cu furculița de descăpăcit. Trântorii sunt maturi acum. Mă uit un pic după varoa. Nu văd niciunul. Sunt curați, frumoși. Foarte fain. Aici trebuia să colcăie de varoa dacă aveam. Iată, trântori maturi. Foarte fain. Niciun varoa nu. Sănătate curată. Mai scot un pic, dar știu că sunt curați. Ia. Ce frumos. Ce să vrei mai mult? Măcar unul trebuia să văd din atâtea 10 de varouă. Hai să mai scoatem o tură. Deci ăsta e testul pentru varoa. Am și tester pe bază de zahăr, pudră, să faci direct pe albina, dar nu avem. Nu avem, trebuia să fie 2-3 pe această vârstă a trântorelui. Bun, atât am vrut să văd dacă au, dar nu. Îs curați. Bun. Deci cuibul e verificat, adică cuibul. Zona catului verificată. Acum dacă vreau să fac o mulțire, de exemplu, să obțin anul ăsta niște măci, luam zona măcii, o duceam în spate, cum îmi permit această ladă, o duceam în spate aici, și îi dădeam imediat... Cu o diafragmă izolam, aici vine o botcă pe care tot aici poți să o crești foarte ușor. Și făceam roiul imediat se făcea roiul. Scoatem rama din mijloc. E crescută. Dar voi vedea dacă... Dacă. Să vedem dacă e și o oată. Foarte ușor cu aceste rame, fiindcă matca cel mai multe ori e pe ea. E oat, frumos tot. Mă uit mai atent acum, probabil ar fi aici, la mătcuța, la mătcuță mă refer. Aici avem boci goale, una goală, una plină, de pe lăptișor. Doar una singură nu e o problemă, dar știu că pe ele la acum le verific și o să mai găsesc. Iată matca aici. E aici matca, în zona aceasta. De aceea lucrez foarte ușor cu ramele respective.
După ce o găsesc pe cea din mijloc, iau rama mărginașă. Teoretic și pasta trebuie să fie puiet. Dar la greutatea care o are miere, nu puiet. Da. E plină cu nectar. L-a adus nectarul aici. L-a adus. O să vedeți ce fac eu cu nectarul ăsta. Îl dăm în față. Și în față o să-l căpăcească. O să fie o ramă frumoasă. Iar rama aceea cu larve. Din cauza că e miere, va trebui să mut mierea în partea din față. Să mut chiar a doua ramă din partea laterală. Așa. Are mâncare, nu-i bai, mâncare suficientă. O ramă bună cu miere, albă. Deci, în mod normal, așa ar trebui să fie ramele pentru miere, albe, frumoase, da? Eu acum lucrez fără caturi. Lucrez pentru a conserva stupina, mai bine zis. Nu vreau nici înmulțire, nu fac nici regină. Vreau să conserv stupina cât mai bine. Această ramă verific borcilii dacă are. Are aici una singură, pe mijloc, o distrugem. Nu sunt chiar de roire, fiindcă, bine, dar roi, dacă era dat drumul și nu era izolată, roia oricum. Iată și aici avem, distrugem tot. Și aici, chiar dacă o scapi, de exemplu, nu poți să vii la ea, cel mai probabil matca o să distrugă aceste borci sau se vor bate când eclozează, nu știu ce s-ar întâmpla, fiindcă nu poate să treacă de grilă, deci nu are acces la exterior. M-am mai uit odată foarte bine. Foarte bine. Și avem aici o botcă mare căpăcită, iată. Astea mi-au scăpat, din cauza asta o să scutur rama. Ca să fiu mai sigur de ce fac. Iată o botcă căpăcită. Distrugem. Iată altele. Acesta, dacă nu era izolat, era în copac. Deci le distrugem, nu-i nicio problemă. Și nu trebuie să iau tot cuibul acum, de exemplu, să verific toate ramele, să zici că ai vreo 10 rame în cuib. Deci numai aici distrugem borcile și gata, o singură ramă. Bun, acum ce fac? Îi dau rama înapoi și venim peste o săptămână. Peste o săptămână nu mai am nevoie să verific această zonă, doar aici. Și așa foarte ușor pot să țin în frâu
roirea. Prefer să stea aici în stupul ăsta decât să roiască, fiindcă acum albina va mai crește un timp, dar după aceea va scădea. Aici aducem o foaie. O să aduc o foaie și îi pun. Bine. Până data viitoare, numai bine.